Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Cândva o persoană mergea cu trenul în Spania, călătorind la clasa 1. Spre încântarea sa, a observat că alături de el stătea Pablo Picasso. Făcându-și curaj, s-a întors către maestru și i-a spus: Senior Picasso, sunteți un mare artist, însă de ce toate lucrările dumneavoastră și toată arta modernă sunt atât de ciudate? De ce nu pictați realitatea în locul acestor distorsionări? Picasso a ezitat un moment și l-a întrebat: cum credeți că arată realitatea? Bărbatul a pus mâna pe portofel, scoțând o poză cu soția sa. Uitați, așa, este soția mea. Picasso a luat fotografia, a privit-o rânjind. Chiar așa? Este foarte, foarte mică și plată totodată. Multe dialoguri au un substrat malefic și absurd. Chiar și vorbele frumoase și filantropice pot să mascheze și să denatureze realitatea la fel de mult cum au și capacitatea să o reveleze sau să o clarifice. Drept urmare, azi vă voi prezenta un material foarte generos în a ne motiva să ne dezvoltăm comunicarea într-un mod original și decent. Iată 10 porunci ale logicii. 1. Să nu ataci o persoană, ci argumentele ei. 2. Să nu denaturezi sau să exagerezi argumentele unei persoane ca să poți ataca mai ușor. 3. Nu generaliza pe baza unui număr mic de cazuri. 4. Să nu țintămezi concluzia pe baza simplei presupuneri că una dintre premize este adevărată. 5. Să nu susții că ceva trebuie să fie cauza a altceva, fiindcă s-au petrecut mai devreme. 6. Să nu simplifici argumentul considerând că există doar două posibilități. 7. Să nu susții că ceva trebuie să fie într-un anumit fel, fiindcă nu s-a demonstrat contrariul. 8. Să nu arunci povara argumentării pe seama celui care se îndoiește de ceea ce susții. 9. Să nu presupui că ceva decurge din altceva atunci când nu există nicio legătură logică între cele două. Și 10. Să nu presupui că ceva este adevărat doar pentru că e admis de cei mai mulți dintre oameni. Mult succes! Pe curând!